aș gândi un concept de ăsta. Nu spune ceva de unifans te rog. Nu, aia. E sau, linsure din se no, Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Freaking să fie un picior din din. Nu, 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 nu. Un cot aș bate foarte mult, dar cu răbdare și sistematic, ca un ciocan. Aș merge 2 sau 3 ani de acum încolo, într-o singură direcție până țese. Muzică populară. Nici vorbă. Muzică populară în sensul că da, o să placă la toată lumea. Eu zic cântă muzică populară. Po ai populară. Popular. Ai, 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 ai cântat muzică populară? Yeah. Oricum, la tine, muzica populară, cred că e mai apropiat Willy Nelson de care luptăm de tine. <laughs> ai, fie vorba între noi. Având Așa, în deci vedere trei, unde ai crescut. trei ani? Trei aica. ani? Aș face pop așezat pe un calapot dens. Că am, început, am început de la Hanorac acum, ne analizăm. Dragon Ball Z <laughs> cum ai zis Dragon Ball Z. Z tu la ce te uitai în state? când erai? vai, deci mă uitam la Ren and Stimpy, dacă știi normal, deci Mama, freaking what? hell ții minte episodul cu A nu cred că o să ții miță de Stai sta un pic, că țin. episodul meu preferat din rene în Stimpy E cu Stimpy care a dat o bășină <laughs> wow. Și a, a fugit bășina de acasă Așa Aveau o relație cu bășina Erau okay. prieteni okay. Și a fugit bășina de acasă Și s-a întors peste două săptămâni Unde se căsătorise în Vegas Cu o coadă de pește Da, a fost E ciudat dacă te gândești acum ca adult tu unde vedeai Rene în La televizor. Îți zic unde s-a dat în România. S-a dat pe prima TV. Ok. Sâmbătă și duminică, la 9 dimineața, erau pentru copii. Da. Deci erau între astea astea așa da. și Rene în da. cu glume, cu da. bășini, cu foame, cu Știai sărăcie. Rocco's Modern Life? Care? Rocco's Modern Knife. Normal. Modern Life. Și pe -aia era Hey Arnold. Așa. La cu capul ăla, așa, de fotbal, la fotbal american. Exact. Și pe -aia mai era Cow and Chicken. Deci l-ai prins. Flintstones, Stones, uh, ăștia, The Jetsons, că era mereu în competiție. Da, ăia în trecut ăștia în viitor. Da. Hanna Barbera, cum s-au gândit -i. Nu facem nimic care să fie contemporan, <coughs> facem un serial în trecut și unul în viitor. Da. Baboia și are voie să facă ajustări de natură tehnică de fiecare dată când simte că e vreun flop okay. uh, V-ați prins deja invitat -a cumva mai pe scurt a venit cumnata la podcast <laughs> A mei sunt în uh. i-am să zic în chiloți <laughs> Să-ți dea Dumnezeu sănătate un la mână, 2 uh, Mă bucur că ai venit că știu că stai foarte prost cu timpul 3 Întrebarea numărul unu din punctul meu de vedere, sunt două întrebări. Okay. Întrebarea numărul unu din punctul meu de vedere, cine-mi face mai mulți bani, tu sau Borbacta? Deci asta este, pe mine asta mă interesează. Dar nu Alex... stați să calculezi niciodată. Eu produc foarte bine pe partea de imagine. Beauty and da, campanii. Și el e cu, cu muzica foarte mult. Cumva ne echilibrăm acolo, dar... N-am stat, m-a mai întrebat lumea treaba asta, n-am păi stat normal. să calculez leu cu leu cine face. Deci de aia care pune la ciorap sau big spender? No, sunt între <laughs> Cheltui foarte între? mult și după aia ai procese de conștiință? Da da, dar am, am spun și la ciorap, cum ai spus tu în primul și în primul, primul rând, deci când eram mică m-a învățat mama, părinții M-am înscris la o agenție din asta de model, când Ar eram fel. în state, în Utah, hey! Și um, jumate aveam voie să cheltui din suma care am câștigat și cealaltă jumătate o puneam la o parte, mi am făcut un cont. La cât ai făcut banc? primii bani? La ce vârstă? O, nu știu, chiar nu știu, cred că la 9 ani sau 10 ani. Freaking hell! Da, eram like a kid model. Dar nu te gândi ceva serios? nu, joburi aveam nu. job așa, din când în când. Da. Am, și văzut... am rămas cu mindset-ul ăsta, știi, gen, mama, mereu, părinții, de fapt, am noi, am spus, mereu să păstrez, adică să, în caz că ai nevoie, de orice, ai o urgență sau ceva, la spital sau, doamne ferește, rămâi fără bani. Da. E logic, cumva. E foarte logic, acum am dat seama că am 40 de ani și în continuare nu fac asta. Nu? Nu. No. Dar e zgârcit cu tine, când îți, cu, îți cumperi chestii? Foarte zgârcit cu mine. Dar când trebuie să iau pentru alții, n-am nicio Știu, problemă. Dar la mine mă gândesc de două ori. Și eu zic că ajung acasă și îmi pare rău că nu mi-am luat o chestie? nu, aia nu, Oh, Deci asta cu banii, dar tu ai simțit, deci tu ai fost kid model, uh, Late 90s, early 2000, ca să zic așa. Da. No, sfârșitul lui 90, da, începutul da, lui 2000, cam pe da. acolo. Am văzut la un moment dat un documentar american care mi s-a părut foarte bun despre beauty pageants. Aoleu, știu. L-ai văzut, și știu. Copii, ăia. Bă, asta să zic. Da, da, știu. Și marea problemă acolo era hipersexualizarea unor copii. Da, nu, nu sunt de acord. Nu, am, am făcut și pageants, dar am făcut două la viața mea și pot să arăt și Poze, mă rog, nu le am acum, dar eram naturală, nu eram la. Alea sunt alt nivel. Bă, am văzut Machiaj, prof... cu da, le, exact. le bronzează, le pun unghii false. E ceva greșit. E foarte greșit acolo. Dar ai văzut chestiile astea Și în. State? mamele, cât de competitive sunt acolo? Ai văzut? Băi, problema e că eu am impresia că asta e o mare. o, o Asta e. Reclamă. Bă, da, să... mm -hmm. boiași, aduși-mi niște suc. Te rog eu mult. Și am văzut chestia asta uh, și tot timpul îmi dau impresia, mamele alea, că trăiesc uh, ele prin copiii lor, ce n-au putut să realizeze ele, mă. Da, Și-și biciuiesc da, copiii... Da. Așa, să rămân. Și-și da. în așa fel încât ăia să realizeze ce n-au putut ei să, să, să facă în viață și, okay, și se împlinesc fel. ei prin copii. Bă, și da. mi se pare atât de greșit. Păi le vezi că plâng, nu mai vor, nu mai le forțează, da, e, e trist. Uite, exemplu suprem acum de copil exploatat masiv, Britney Spears. Wow, ce s-a întâmplat și cu ea. Bă, băiatule, cum dabea abia la vârsta asta, d-abia acum ea a căpătat dreptul de semnătură pentru proprietățile imobiliare pe care le are? Nu e ceva, e ceva rău acolo. Ai văzut documentarul? Da, m-am văzut, îți ce seama Este... Mi s-a părut trist partea aia când i-a făcut surpriză, știi, gen, uite, ai nu știu cât timp la dispoziție să... Nu știu ce a făcut cadou, ori or, o mașină sau nu știu ce, să conducă singură. Da. Du-te, dute jumătate de te jumătate oră da, prin da, curtea asta mare cu da, mașina mașină da, asta. și are nu trist, rău. Doamne ferește. Tu ai fost mânată de la spate de părinți, Adică fă aia, aia, Sau a fost mămică? Nu, a fost, iarăși știu că am ticul ăsta cu între, dar adică m-au ghidat, desigur, părinții, dar nu m-au forțat niciodată să, nu știu, fac ceva ce nu-mi place. M-au susținut, dar uh, erau și cu școala, adică trebuie să termini școală și după aia să te apuci de muzică. Apropo de faza asta cu... Împins copiii să facă lucruri pe care nu le vor. E altă chestie, o metehnă de asta a, a social media, acum care mă deranjează foarte tare, e faza asta cu sharing-ul, care mi se pare foarte greșit. Și lui poze copiii. Mm. Ok. Și am văzut că ai luat tu, la un moment dat o poziție și ai explicat foarte clar. Bă, nu prea da, vreau am, eu. Am momente, știi, pentru că nu vreau să fiu ipocrită în mare de foarte multe ori, de fapt, nici nu aș șerui nimic, aș păstra pentru mine, că măcar momentele alea, cum sunt, cum să zic, super private și intime, că în rest vede toată lumea oricum ce fac, sunt expusă în general, știi ce zic, fiind artista. Dar uneori sunt tentată să-i pun, pentru că mi se par că fac niște faze atât de funny și drăguțe, că simt nevoia să, să nu știu, să zic șeruiesc. Eu sunt tu. fan Dominic's, spre exemplu. Da. Adică, bine, da. dar avem și, avem și un love story, un bromance. Da. Eu cu Dominic, da, e mai complicat. Alex poate să-ți detaliție. Da, ok, îl întreb. Dar, da, nu sunt de acord să cu ai mei, cel puțin, să-i arăt, să-i expun într-una. Statutul ăsta de persoană publică e dincolo de persoană publică. Voi deja sunteți vedete. Exact cum a zis și eu, Alex, fără pic de cochinăs, a spus, bă, ne recunoaște toată lumea pe oriunde ne-am duce. Recunoaște copiii, dar aminte pe noi. Da, și cel mai grav este, apropo de asta, că cu te cunoaște toată lumea, te afli în niște situații unde parcă lumea oricum, nu toată lumea, dar sunt oameni, fel și fel de oameni care te testează, parcă fac expre, înțelegi? Nu. Nu doar nou. Am mulți. Simți constant chestia asta? Din păcate, da. Da. Ți se pare că asta e cumva mai mult la noi? Și când zic la noi, la noi, la români? Nu. Nu, nu e în general. Că am nu? văzut în America, sunt și mai uh, îmbărligători, adică fac chestii expres, să dau în judecată. Uite ce mi-a făcut, știi ce zic? Foarte, da, sunt da, da, super îmbărligători. Da, da. Dar, nu, cred că e o chestie generală. Mie mi se pare că românii, în continuare, trecând peste alunecările inerente care sunt și alimentate de internet, cumva noi cam avem capul pe umeri așa, adică nu prea punem botul la toate vrăjile, chiar la da, toate. Da, da. La toate. Pe de altă parte, ăsta poate să fie și un semn că suntem foarte lenți în a îmbrățișa niște trenduri de-astea. Băi, sunt niște trenduri pe afară pe care nici măcar nu le mirosim. Da, nu-mi dau seama. Ideea este că oricum... Pf, tof de când știm și cu presa și cu orice, la televizor e greu, nu mai, nu mai știi ce să crezi nu mai știi ce să crezi eu, spre exemplu, eu nu dau, eu nu mă uit la, la televizor, deloc mă și încarcă prost știi, da. că văd tot felul de necazuri care până la urmă sunt niște adevăruri și trebuie să fim informați, dar nu vreau să mă încarc mai rău decât este cazul știi, să fiu tristă sau să păi știi care treaba, știu că există și încerc să Van. Ai dreptate, trecând peste toate astea, ești femeie cu copii acasă. Trebuie să-ți crești copii. Ca să-ți crești copii, ai nevoie de o anumită liniște, serenitate, ca să poți să-ți faci treaba pe care o faci. Clar. Indiferent care e asta. Și de asta, asta cu televizorul, pot să înțeleg. Efectiv, singurele descă când mă uit la televizor e când mă duc la că mea în vizită. Și e dat numai pe știri, nu? Sau și e dat numai pe știri. Bă, și după un sfert de oră de stat în prezența televizorului, da. mă simt de căcat și nu dau seama de ce zi. Bă, dar de ce mă simt aiurea? Că am venit și eu la maică mea, n-am mai văzut-o de mult, stau cu ea de vorbă, maică mai foarte fan, râd cu ea. Da. Și cu toate astea mă simt de căcat. Și mi-am dat seama că e din cauza televizorului, mă. Deci este un spun fidic de ăsta continu de mizerii îmbrăcate într-o formă sau alta. Știu, știu. Și aici e perfectă dreptate. Dar, Altă titulatură pe care o ai, pe care, -am ce zic, e pe deplin îndreptățită, e de cea mai frumoasă femeie din România. I care? încă? Da, mă. Sunt <laughs> grăma... Știi de ce zic asta? Pentru că eu am văzut fel și fel de, și încă văd fel și fel de femei super frumoase la noi. Și nu știu dacă și ele erau cunoscute, clar erau și ele acolo. Nu știm. Și eu știu noi foarte multe femei foarte frumoase, da. Oi Ghena pentru mine este top. Oi, Deci e top. Oricine ar spune orice. Da, mă, da, 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 clar. Clar, cu toate alea 5 secunde din House of Gucci acum. Apare -am foarte puțin. Filmul. Apare foarte puțin. Apare puțin, nu? Apare foarte puțin. Da, dar da, apare totuși... în toată splendoarea. Ai văzut un în iut? Dacă am văzut un în nu... Iut, filmul italianului ăla? Am crezut că am zis, ai văzut o nud? Nu, no, nu, no, nu, no. păi nu, este eram... și nud. Nu, dar Stai. am văzut o În iut este full Știu, frontal nudity. Știu, Da, mă, e celebră secvența aia. Îmi e tata. E un spa, Răsp răspunde Stai liniștită. Da, da. Da. Uite, de, sunt la podcast, dau interviu. <laughs> Poți, da, e o biserică lângă, poți să intri. Dar cum? Zi să-l sune pe babuie, să-l Acum îți dau un le... număr să sun, da? Imediat. Hai, pup. Scuze. <laughs> da, mă, lasă, ok. Se duce... Tăi să-i dau numărul. Ca să-i explic foarte clar. Deci, Antonia a venit cu trei cuieri de, trei haine, I am zis să le pun aici, a? pentru că de aici pleacă în altă parte am și mini trebuie să se... mare și după aia am o petrecere la care trebuie să merg. Trebuie să se schimbe. Păi, da, da. dar titulatura asta de cea mai frumoasă femeie, odată Așa. ce ți-a fost pusă. Da. Și fie vorba între noi, noi ne-am întâlnit prima dată pe la niște petreceri de-asta, pe la Pro, parcă, da. Ok. Și eram, nu mai știu cu cine eram. Exact. Și întrebarea a fost a ei. Păi, tu ai văzut-o pe asta? Zic da, am văzut. Păi, și ce părere ai? Ce e. E mega și -și hot, așa, e, dar văd că e mult mai relaxată, adică e mai relaxată decât tine. E okay. Persoana cu care eram, okay. tot așa, mega divă. Okay. Îl, îl zic după aia cine. Păi nici mai interesează, dar în fine. Ana. Alea. Și Arată pe care, bine, da mă, ce, despre ce vorbim? Dacă facem un top 3 acolo. Puh, puh, exact. Și eu te spun, da. Eu te e bine, e bine. A, nu era de, vârf. Asta cu mulți ani? Foarte Mama era mică, 10, 10 ani. Da. 10 ani. Mă compar cu mine acum, adică nu știu ce a, nu, că nu știu ce a văzut lumea, eram super... Da, și scoteai childish. piese... Childish. Exact. Sii? Și scoteai piese cu, cu niște nume care nu aveau niciun sens. <ră> Scotea Antonia câte o piesă, babuia și mic, avea 10-11 ani. Tu le ții, mă, minte, palea cu Marabu, cu... Da, e exact. Marabu, când am făcut piesa aia, mi s-a părut atât de ciudat că eu șoptam, de fapt, zic. Exact. Ok. Da, Voi voiaș, voiaș. Aia mergea acum, pentru ASMR. Dar de Sii? ce nu faci ASMR era edition? Asta. <inaudible> <inaudible> eu aș face... Fă mă, fă SMR acum la Marabu. Ce? Ce să o refac? Da mă, fă ASMR edition. Mi, mi place să ascult asemere. Mi se pare oribil. Știu, sunt unii care dă gen... În schimb, am o groadă de filmulețe de la downloadate pe telefon, pe YouTube, cu ploaie pe caroseria mașinii 10 ore. A, și noi ascultăm. Da, exact. Vântul Da, ai văzut nouă? Deci mi-a arătat cineva acum recent că este o ceva la modă, nu știu, un trend, pe lângă multe trenduri, unde sunt femei care ling o ureche din a, aia. Bine, bă, bă, stai așa că baboia și expert aici. Baboia și Puneți microfonul. Stai Ferească. că baboia și expert. Deci mi-a arătat și... de linz. Nu, nu fac asta acum. <laughs> nu. Deci mi-a arătat pe Twitch niște chestii de la categoria Hot Up and Bitches. Și aia, a, nu, stai, zic și aia. Și am văzut une cu femei care stau în Hot și vorbesc. Da, și Dar nu e ceva gen sexual. Nu? Ce am văzut eu. Dar vorbesc, din <gântu> ce. totul ultra sexual, doar că e mascat, e palmat, e așa. Da. E... Au făcut Twitch, dar am tot vorbit de asta, categoria Hat of Spurs and Beaches", și sunt fete care sunt în piscinuță, că noi da avem piscinuța acolo și colăcei, că voiam să facem cu baboiași. Oh, wow. Să-l punem pe baboiași. Minunat. Exact, la te Hat faci? of când o să fie neapărată nevoie și o să fie o criză dintre asta, dai seama că Nu mai merge cu aproximativ discuții, îl băgăm pe baboia la cadă. Nu, planul e făcut. Avem trei camere, calitatea e acolo. Ce Punem aici piscinuța. Babuiaș, din când încă mai facem în chemios, vorbim și cu tine, treci prin cadru, prin spate, atât. Și babuiaș... Aia, da, aia cu, deci cu urechea e ceva. Dar multe moți. Și aia cu urechea e doar Efectiv, la un moment dat sunt niște dildouri Care of, Dildouri doamne. la microfon și... Vedeți că microfoanele alea Nu sunt pe orice gardă Adică unul dintre la e vreo 3000 de dolari La modul ăsta, deci Cred că dacă se întâmplă ceva Cu microfonul ăla, gen, nu știu Îl, îl scapi sau cea, spargi Sparge urechile dacă stai cu el Probabil că, că, da. Super vorba ta de calitate din aia. alea de ASMR. Da. să ne luăm da. și noi unul la un moment. Zic, hai bă, simu, și când a, a, văzut baboia și câte ani. <hăi> Never mind. Exact. Da. Dar poți să și cu astea, cred că sună ok. Bă, trebuie să le amplifici foarte mult. Da, da. Dar la astea dacă vorbești așa. Trebuie deci să vorbești așa. Cred că se poate, da. da. Eu am pus, pentru că e hău aici, am pus un noise gate foarte mare și ca să se activeze noise gate-ul trebuie vocea să aibă peste un anumit nivel ca să se amplifice foarte frumos cu toate armonicele alea. Altfel, nu cred că merge și da, optet. da, 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 da. Uh, am la... de la un... scuză mă, te-am da, știu, știu. Eu. ai știu. zis tu că vorbeai, ce e cu asta, iau tot asta. Să... Este organic totul. Okay. Și eram zic, uite, păi, tu ai văzut ce frumoasă e? Da. Păi, da, frumoasă. Hai pe lângă ea. Hai bun, lângă ea. Da, exact așa a fost. Stăm. Hai pe lângă ea. Să mirosim. Exact. Da, trai acum, nici nu o cunoaștem. Și nu băi, ești Hai, bă, bă să mergem. Ce... Ne am dat noi pe lângă tine așa, ai fost super drăguță, nu ne-ai dat nicio palmă, nu ne-ai înjurat. Ei, dar cine face asta? O să te fac glume de asta. Ok, ok. Da, da. It's Fine. așa. Am plecat, după aia ne-am cunoscut că am avut treabă, da. profesional, ca să zic așa. Zic că e tata. Da. Okay. Și zic, bă, păi cât de simpatică e fata asta, poate te dă ok. Și de atunci am mai trecut ceva vreme, păi și stăteam și mă gândeam, eu te-am mai întrebat atunci, dar asta zic, erai, era, așa cu 11 ani, 12, ani, nu știu că naiba. <coughs> nu știu exact ce să-mi răspunzi. Bă, nu e un stigmat nasol și e o haină de asta relevanță, relevanței e foarte grea să ai titulatura de cea mai frumoasă femeie? adică la, că, primul lucru pe care l-ai întrebat acum când ți-am bă, încă mai sunt? Da, vreau să fiu sincer de multe ori când mă întreabă lumea și, și cum este să fii, pe cuvântul meu, dacă nu știu ce să răspund. Nu știu cum este, adică știu, dar nu știu, sunt undeva, n-aș vrea să pun foarte mult punct pe treaba asta, clar este un atud al meu, este o binecuvântare și mulțumesc Dumnezeu, dar adică Uh, e un impediment, uneori. O altă chestie foarte. Aduce tare. foarte multă răutate. Ceea Asta ce mine să zic, pe, așa. pe mine, după aia, pe, uneori mă transform eu și nu-mi place, înțelegi? Vreau să fiu OK, vreau să fiu o persoană bună, știi? Dar. Îți iese? Da, de, de cel mai multe ori îmi iese că e natural. Îmi place să fiu bună, să fiu kind, dar repet, uneori te lumea așa, ne vine să-ți baci picioarele, să fii și tu înapoi, gen, ce ți-am făcut, cu ce am greșit, știi? E frustrant. Și după aia a fost un moment de o candoare de asta din comun, care m-a făcut să înțeleg foarte bine dinamica de cuplu pe care o ai tu cu Alex. Ok. Salut. Așa. Venisei, um, eram la Alex la studio, venisei de la sport. Ok. Și era așa foarte suete, așa foarte mesi, foarte da, pă, o natură așa. asta era foarte suete. sueti. Erai, păi erai, venisei, erai, deci gâfâiai <laughs> și erai și enervată de cât efort făcuse. Deci erai clar, erai enervată. Pe de altă parte, uh, și, și străluceai, de străluceai, efectiv, străluceai și la propriu și la figură. Și mă uitam la Alex, cum se uita la tine și după ce a intrat în cealaltă cameră a scăpat el așa printre dinți ca pentru el așa Bă, în continuare nu vine să cred că e nevastă mea mai am momente în care nu și zic eu, uite o ce tare mi-a spus Bă. și azi dimineața aceeași chestie am arătat niște poze care am, am avut o ședință foto, scuză-mă că te-am întrerupt am avut o ședință foto aseară și a zis, că nu vine să cred. You are my wife. Da, mă. Asta e tare. Dulce. Alex cu... Alex e foarte pentru familie, așa. Foarte. E printre cei mai familiști oameni pe care știu. Adică... Bine, partea nasoală când ești atât de familist ca ele, când mă bagă pe mine în ședințe. <laughs> asta nu, nu ți-o zice. Bă, ce cu am 40 de ani, nu pui puțin. Mă. Da, mă, ce mă? Dar și tu mai ai luat acum înainte să... Da. Ce faci, mă? Nu da. tot... Uh... Iubită, nimic, a? Da, ce faci tu? Umbli... N ai liniște. Păi am liniște, am... dar... Mi-ai spus, te duci la sală. E, mă duc pe dracu. Nu? Mm? Mă duc, stau... Mănânc batoane proteice de -alea plac. în proteice, dar dacă îmi plac. Păi ca în îngrașă, adică dacă... Normal că îngrașă, că m-am uitat, au zahăr. N-au cât un snickers, da. au și al. Mă duc, mănânc acolo, mă mai uit pe la băieți, pe la fete cum fac sport așa, în timp ce mă uit la ei, îmi dau seama că fac febră musculare și mă întorc. Nu, că am fost obligat să merg. De ce nu vrei? Da, that's why she said. <laughs> De ce nu vrei? Mamă, și apropo de titulatura asta. Uh... Partea bună e asta că, exact cum ai zis și înainte, păi totul sunt contractele astea pe beauty, care sunt, la un moment dat, n-aveam loc să iau palmă de tine pe billboard-uri prin sat, prin oraș. Deci erau, avei în același timp, că le-am numărat, reclame la 5 branduri diferite. Unul pe cosmetic, da. unul pe bijuterii, da. unul pe haine, dar toate erau în direcția asta unul pe nu mai știu ce. Ai de băutură ceva. Așa. Da. și, și mai avem încă unul, cred că era cu ochelari de soare sau ceva. Sau accesorii. Aveai și nu avea ceva, legătură da, cu partea aia de, de bijuterii. Și eram zic, mamă, ok. That's nice. Reculul fiind că atragi și eu gândindu-mă, zic, mamă, că că se satură lumea de mine, mă vede acolo, acolo. De asta vreau să zic. Cei care nu mă plac sunt gen, iarăși o văd pe asta. Exact. Acum, ia o o pe asta, nu, ce frumos e să transform. Ia o Nu mai... Uh, nu. Sunt o formă de la anușcă. Da, mi se pare atât de... A, a ajuns bine de mult treaba asta, clișeii cu cea mai frumoasă, e frumoasă, e Mi-era rușine mie să apar... Să citesc articole despre cea mai frumoasă... Cea mai, părea la un dat că plătesc eu să se scrie despre mine așa ceva, știi? Pe lângă faptul e, că te reduce gata, la o chestie... Gata, înțeles lumea. Gata. E Dar okay. n-ai simțit că te reduce doar la chestia aia de ba la da? un punct încolo? Ba da, și da. la concerte și când mai dădea lumea uh, interviuri, știi, despre mine și suntem aici, nu știu, știri sau ceva, la concert, la Antonia. Ce părere aveți? E foarte frumoasă. <laughs> și eram... braising Păi și când? Până on a show? Să mai zic o glumă? Da, nu. Ai. It's fine, nu mă plâng. Lasă, Doamne ferește. Plâng. Super mulțumită. Dar e efortul puțin mai mm. mult ca să, uh, ca să zic. Cu o continuare a discuției cu Alex, că am zis că o să da. concluzionăm și când ești tu, băi, eu nu înțeleg în continuare cum de nu ți-a ieșit asta cu un banger de ăsta internațional, așa, un hit de ăsta să fie peste tot cum... Ai toate datele, toate datele să acolo. Nu de mine, am spus că am mai mult noroc în familie decât... Dar nu, că și așa e urât, am succes și pe plan muzica, dar știu ce vrei să spui, să fiu cunoscută și în afară, să fiu internațională, nu? Modelul pe care l-am invocat atunci când am vorbit cu Alex despre chestia asta da? și arhetipul, ca să zic așa, blueprint-ul, ar trebui să fie dualipă ca aia în, în, zona aia de produs. Nu, nu ești, nu, nu cu doar, mie îmi place doar lipa foarte Nu, că nu că nu-mi place, îmi place, dar nu sunt gen fană înfocată, o apreciez. Mie mi îmi place mai cum a să combin urbanul cu comercialul, știi? M-ați ține cu urbanul ăsta în toți. Păi că m-ați nebunit, eu am crescut cu muzică urbană în state. care e prima trupă sau primul artist care te-a obsedat complet? Ai zis, wow, muzică, Vreau să ascult tot de la artistul ăsta sau de la trupa asta. Păi sunt mai mulți. Acum sau când? Atunci când erai mică. Primul, primul, primul ever, ever, ever. Uh, Usher. Ți-a plăcut Usher? Mult. Că tu ai prins, dacă a fost late 90s... Uh, L-am prins pe toate. Backstreet Boys in sync, Blackstreet, am prins... Bă, dar Blackstreet a fost un one hit wonder sau... Nu, la, ne-am la noi. Acolo mergea. Că Blackstreet da, produs tot de dre. mi îmi plăceau foarte mult. Îmi plăceau și, și mai vechi, gen Silk. Uh, zi... Tu ai care... prins mania aia cu Boyz meu. Men? toată lumea, da, da. Și că scot acum documentar. Da, da? Fac un documentar. Mamă, o să fie nebunit, Alex. Da, probabil. Vreau gen model <coughs> pentru el și ai prins și partea aia că era foarte rough, așa, adică Am tu ai și crescut Sam 41, Linkin Park Sam 41, ăia canadieni păi nu știu, dar vreau să spun când așa. erau ei Avril când erau și gen tot așa rock-ul ăsta mai uh, comercializat, îmi plăcea și corn, din Biscuit, Kid Rock băi, Kid Rock în continuare ai, este ai huge biscuit. în state. Da. cu de cocalare el așa <coughs> e foarte tare Kid Rock nu am mai auzit de el nimic, sincer. Păi, eu am... Nu m-am interesat în sensul Da, azi. și eu am văzut concerte, mai ales înainte de pandemie, eu am văzut concerte tot așa, cu zeci de mii de oameni, cu Kid Rock în state, da? fără nicio problemă. Da, păi, are Pai? un fan base uriaș. Dar, mă rog, Kid Rock știi că în state e foarte targetat așa. Da. Și tu ai prins și perioada aia, că fiind 90-2000, u tank Mania, cred că era pe peste tot. Nu era, mințetem. Nu? De ce toată lumea când povestește acum despre u cum erau în 90 2000, Așa. toată lumea vorbește ca fiind cea mai mare șmecherie în state. Ever nu, and a, ever. E, vă rog, Aș minți să spun, da, mi se pare că nu, 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 ascultam. Nu eram fană. Când te uiți la un artist, vreau să facem un pic breakdown, când te uiți la un artist de ăsta mainstream, da. care cel mai mare turn -off? Prima chestie pe care când o vezi, zici, ah, nu. Not my cup of tea. De nu un e. exemplu de un artist mainstream că poate... Dua Lipa. De ce... Uite, o luăm chiar pe Dua Lipa. Ce nu te-a da, convins la Dua, Dua Lipa? E ceva, adică e după gusturi personale. Adică ce spun eu... A, poate A, nu -am e în zona dreptate. de muzică. Da, da. Nu e vreun turn-off sau ceva. Nu... Lizo îți place? Uh, N-am stat să o ascult. Megan Thee Stallion. Da. I, I like her, her flows. Sunt uh, rough. The Cardi B nu mai zic. Acum e pe toate gâturile Cardi B. să aleg între ele, două aș alege Meg The Stallion. Ce are Meg The Stallion în plus față de Cardi B pentru tine? Uh, e mai... Cum am zis eu, așa, mai de stradă. Cardi B pentru mine mi se pare că vrea să fie de stradă, dar e, e, e cumva așa, dar nu e... Nu reprezintă, e pe... E mai prefabricată Cardi da, B decât Megan da, 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 îmi, pl îmi place și muzica ei, adică pot să... Da, din... Problema la Megan Thee pe care o am eu, bine da, și la Cardi B, m-am uitat și la niște concerte, bă, este sex, 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 A, sex, 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 vorbim, sex, sex, cu toate sex. repărițele acum, care și să so Irii mai sunt, mai sunt multe da, da, acolo, da. toate sunt cam prin aceeași zonă. Vorbesc mai de fundurile lor? Exact. Despre cum e și treaba? Gen nu mai e nimeni ca... Mai are nimeni... Da, mă. Practic Ele, practic au inventat pizda. Da, da, El, alea da. Am înțeles. Sunt și la bărbați de fac de ego că sunt facări. U, avem voie să zic asta? Da, mă. Da, okay. Poți orice, stai Lasă-mă, că asta... Îți fac, îți... de la Tomilin cu coace... Stăteam și ascultam acum niște chestii care au ieșit noi, inclusiv o muzică românească uh, și în alea de afară și Baboiaș a avut o observație foarte bună. Baboiaș, ce? Baboiaș, jump in. Nu știu care observație. Aia cu, bă, de ce ascult albume noi, dar aceeași muzică? Ah, literalmente da, a zis da. fix a, înainte să vii tu ele... nu că seamănă, dar sunt albume noi scoase de, adică a, acelar, același artist scoate albume peste albume dar muzica e la fel, adică am impresia că s-au făcut toate în 2018 da, și, și le dă drumul da, așa, da, 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 din înțeleg. an în an nu știu, nu mai e inspirație, nu știu, adică, eu nu știu da. câtă energie mai au ei să cânte despre același lucru, că eu nu mai am energie să mai ascult același okay. lucru, asta e Bă, nu ai energie să fuți despre cât vorbesc ei despre futut. Știu. Adică De nu e... Hot, toată asta. viagra din toată lumea nu poate să alimenteze pasiunea cu care cântă ei despre asta. Chris Brown e unul dintre ei. Într-un mai despre asta cântă Trey Songs. Sunt toți... Bă, da, Chris... Și Chris Brown ar trebui să o lase mai ușor cu asta după manevrarea da, pe care le-a făcut. Nu, nicio treabă. Omul e în lumea lui. Și acum că vorbim despre America, ai văzut scandalul cu Da Baby? Am văzut, l-am urmărit pe Instagram. Și... Ce? Cum te raportezi tu? It's just very typical. Atât adică very typical ce? Da Baby ca artist? Sau... Nu el ca artist, situația în care este. Cam... V-am mai văzut. Dar nu și-a căutat-o? Și-a căutat-o. Nu cunosc atât de bine situația. Eu am văzut doar ce s-a postat, înțelegi? Și e gen povestea clasică Cât ai avut ce, uh, Mama, care avut cel mai mare număr Cât ai, ai fost da, acolo Da, pentru că mi-a venit brusc C în timp ce eu mă gândeam la The Baby m-am gândit imediat și la Astro World, apropo de ce se oh, întâmplă ăștia yeah. și voiam să te întreb Care e cel mai mare număr de oameni pe care l-ai avut în fața ta ca artist pe scenă? Nu știu. Estimativ. Nu știu, 10 20.000. Mama, nu vreau să nu știu. Am cântat odată în Bulgaria, când eram eu în început cu Tom Axel, am cântat în... într-o piață din asta de asta, imensă, nu știu câți erau acolo. Că C poate exagerez, știi, și nu vreau să mă fac de rușine, nu știu, ce era vân. Te întreb eu așa, cât de responsabil e artistul după scenă, în momentul ăla, legat de ce se întâmplă în public? No. Documentarul a Custo cu 99. Nu l-am văzut. Ar trebui să-l vezi. Nu Da, te întreb. <laughs> Ideea este că te fi adică te gândești că tu ca artist acolo în timp ce performezi și așa nu îți dai seama ce se întâmplă dacă cineva nu te anunță. Ești în adrenalina aia, ești un show. El oricum la toate concertele lui leșină lumea. Ai vă, nu știu, cred că ai da, e. Adică e ceva... Faptul că a văzut ambulanțele alea nu mi s-a părut că i-a dat de înțeles că se întâmplă ceva mai grav. Cred că era că așa e oricum în state sau nu neapărat în state la concerte de genul ăsta foarte mari trebuie să se asigure știi, trebuie să fie acolo ambulanță și... Plus că în continuare zic, bă, ai un statut cu nu tot știu... respectul că și tu ești vedetă la noi în țară, dar ai un statut pe care noi nici măcar nu-l înțelegem, mă, e cu tot o altă dimensiune, a în care să Eu cred că ar fi trebuit să-l anunțe cineva Trebuia să-l anunțe cineva cât era acolo pe scenă. L-o fi anunțat? Și clar oprea. Cine, cine vrea să moară lumea la tine la concert sincer acum? Păi nu, că au apărut și toate conspirațiile alea cu ritualurile satanice okay, și Ok, asta ce. nu știu. Nu știu dacă vom păi ști vreodată sau dacă așa nu. e. Da, de unde dracu să știm noi de aici din România? Am văzut doar un video în, în, când erau doi tineri acolo, erau super disperați și tot spuneau, au ajuns în spate la scenă știi? Și Era cameramanul ăla și tot zicea el ceva gen, lăsați-mă acum că filmez sau nu știu, nu, nu băga în seamă. Nu îi băga în seamă. Acolo mi se pare greșit, știi? Dar nu e ca și cum cineva a venit la, și Travis și bă, știi că nu e da, 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 Și el a zis, da, da. continuă, ce naiba, să moară lumea. Adică Exact, dar ești responsabil pe -și. Adică tu, spre <laughs> exemplu, dacă pe scenă Vezi că se întâmplă ceva greșit în Mie nu, Eu nu sunt de acord cu asta să se arunce Să se dar fel și fel de concerte acum. E cred că, se poate accidenta lumea oricum. Tu la, la Rocangel ai fost la... la concert? Ai fost? Da? La? La Rocangel? Never ever? No. Nu, moșpituri, nu, de asta nu. No. nu. mă vezi pe mine acolo. Adică, poate bine, Ca teenager? care poate tu nu mă vezi și poate, dar nu, asta cu, cu nu. Tu ai fost? Uite ultima discuție pe care am avut-o? Și ai, ai intrat acolo, te împins, te. -ai... Da! Nu stactează lumea că... rău de tot? Așa? A, nu bă, contează. Bă. Ok. Bă, nu, la mușpitul corect și la all of corect. E doar... Gen de bun simt, e doar de atmosferă, așa, nu... Dar mă, sunt niște reguli nescrise pe care dacă ăia care sunt true fans chiar le respectă, adică Înțeleg. nu ești violent. Da, da normal. Nu așa. Da, o faci așa adică de scopul e să fie o mișcare de asta... Îmbătrânesc, da. Îmbătrânește, da? A? am stat prea mult așa cu piciorul. <laughs> scopul acolo la moșpituri e să se descătușeze niște energie, nu să-l faci pe ăla de lângă tine să sufere. Sau pe la la care să bușească. Exact. Sară sângele. Nu, nu despre asta e vorba. Dar asta cum mi mi s-a părut foarte tare în contextul în care ultima discuție pe care am avut-o noi despre muzică a fost acum câteva luni și îți povesteam mă, de nu știu ce metale și astea și știi tu, băi, ești foarte convingător, simt nevoia să ascult metal acum, deși știu sigur, <laughs> da, da, da. Deși știu sigur că nu o să-mi placă absolut deloc. Da, așa. Dar eu îți foarte tezist așa, legat de lucrurile care chiar îmi plac. Da. Știu să fac toată croia mentală, gimnasticile alea mentale, să te convinc că ai cea mai mare șmecherie din lume. deși e strict o chestie de gust persoană. Da, e un talent ăsta Te da. Serios. Mare talent. Dar tu ce părere ai despre treaba asta cu Travis? Că e gen responsabil pentru treaba asta? Bă, un artist e cumva responsabil pe de altă parte din ce am înțeles eu și din ce am văzut. El a mai, el a mai avut ieșiri de astea. <coughs> adică nu e prima dată când se întâmplă când el efectiv agită lumea. Păi nu, asta e altceva. Să facem hype. De-aia am spus că oricum concertele lui așa sunt. Ai văzut oameni pe acolo care sunt leșinați, care Iadu pe scenă, după scenă, paia se aruncă, se sunt toți. A... Îți dau alt exemplu ca să fie foarte clar. Un artist este responsabil de ce se întâmplă pe scenă și de cum receptează publicul ceea ce se întâmplă pe scenă, pentru că altfel Roger Waters, unul din membrii Pink Floyd, nu și ar fi construit întregului lui performance acum pe statement politic. Pentru că știe că o să fie receptat de public. Okay. Că statementul personal și artistic al lui Travis Scott este să facem hype, mm -hmm. să ne rupem frate, că la Roger Waters e, uh, cum spuneam, statement politic, uh, așa conspirațiuni și demen cum e mi se pare că delirează acum Roger Waters de multă vreme, dar asta e altă discuție, moralmente e același lucru pentru că ești perfect conștient de engagementul pe care îl faci pe scenă cu publicul. Da, 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 da. Și ei în calcul și un răspuns emoțional al publicului când face anumite chestii. Așa e. Că da, corn, când cei că îți place corn, are momente din show în care se gândesc foarte clar, ăsta este momentul de wall of death al show-ului. Bineînțeles că nimeni nu-și dorește să fie răniți aia de din public. Pe de altă parte se întâmplă și chestiile astea. Băi și nu prea poți să faci abstracție și de treaba asta. Pe de cealaltă parte, ce mi se pare ingrat ce s-a întâmplat la Astro World, știindu-se chestia asta, ca ți-a sufletul tău. Nu lăsa minori. Ce nu lăsa copii acolo. Că ești știut... Bă, dacă tu știi că la artistul ăsta să face Wall of Death, eu n-am văzut minori, am fost la Rock în Rim, la Corn de... la vacă, pe unde m-am mai nimerit, pe la festivaluri de-astea mari de metale, Bă, n-am văzut minor, mă, un cățe așa acolo. Da. N-am văzut. că n-ai văzut. Dar văzusem undeva că locul în sine, adică era plin, like, over. Full. Nu trebuia să fie atât de mult nume. lume. E foarte ciudat că e și post-covid. Bă, să zici din nou, A, mă, isterie, da, de -asta. da asta. Adică hai să luăm în calcul toate variabilele variabile astea. Eu nu cred că Travis Scott nu e conștient de faptul că publicul se comportă așa la spectacolul lui în contextul în care o stare pe care el o alimentează. Prin urmare, mi se pare că este responsabil. Nu știu dacă total, dar parțial responsabil. Clar, că dă vai ăla de exact. Nebunea. A crea contextul favorabil astfel încât se întâmple lucrurile alea care s-au întâmplat. Așa e. Ești parțial responsabil. Da, da. da, zic. Da, 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 da. Și acum, apropo, de responsabilitatea pe care o ai când faci un act artistic. Și ne întoarcem la piesa aia la Marabu. Care când ești bă, auzeam pe peste tot. Bă, nu înțelegeam despre ce e vorba. Mi se părea așa. Nici nu mă deranja. Bă, dar eram, bă, totuși, ce? Eu spus sistemul ăsta, bă, ce-am câștigat eu după ce am auzit piesa asta? Deci vreau să zic cu ce a rămas. Ok, am văzut videoclipul. Era videoclipul ăla în slow motion, nu știu ce. Care vreau să văd explicația. Ai venit la radio când făceam matinal, am întrebat explicație, ai dat un răspuns foarte bun pe sistemul. Bă, să mai uită piesa și la om. Adică da. dacă tu vrei să înțelegi da, 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 da. un anumit lucru, tu ce ai înțeles, mai întreba? Păi asta. A, asta e tot. Da, da, da. Tu ești genul care ascult muzică doar ca să nu știu. Să înveți ceva sau să pleci nu, cu ceva. Nu, de -acum, nu. nu, eu sunt de părere că ascult muzica gen că mă face să mă simt bine. Unele sunt cu mesaj, unele nu. Sunt ok cu treaba asta. Care e cea mai cu mesaj piesă de la Antonia? Oh, că aia piesă... clare de feeling. Aia... aia marabuie de feeling. Am înțeles. Te ia cu mânuța de aici de unde ești, te duce în altă parte. I'm unde hurricane. te duce, ține de tine. Hurricane cu puia. Așa. Mai am în oglindă, se cheamă scris de Denis de la pentru fetița mea. Aia e piesa care e cel mai mare mesaj, adică e pe față despre fetița mea. Și în rest, cele care sunt de dragoste. Mi-mi place să cânt nici nu știu cum să-mi definez stilul. Adică aș vrea să te întreb pe tine în prima dată. Cum mă vezi tu? Ai, că ce stil cânt eu? Că oricum pot să mă mulez pe mai multe stiluri, dar după tine. Bă, basically ești un artist pop. Ok. Și acum următoarea întrebare, cum ai vedea tu? Adică când mi se potrivește, ce stil mi se potrivește mai bine? După tine. În momentul ăsta, mi se pare că ar trebui să fie un melanj de de pop. Tot pop? Tot pop. De la baza este pop. Ești un artist pop. Ai toate datele să fii un artist pop. Indiferent de influențele astea urbane de care tu spui tu, la bază, ești un artist pop facem un studiu de caz Madonna, care indiferent de influențele pe care le-a avut în albume, că s-a dus la un moment dat inclusiv un electronic experimental și da, 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 da. mai stăteam și mai ascultam la Elton John cu nu mai știu cine avea el o piesă și e piesă pop-pop cum e Elton John cu gagica aia cântau mega tare și la sfârșit se rupe bă și vine un pasaj de ăsta de drum and bass dar drum and bass în cea mai UK manieră, okay. post, cea mai englezească da. formă de drum and bass de la garage, 90 cu bașii corecți, cu tobele corect. într-o piesă Elton John pop comercial și îți, îți dăm mai sau nu? Poftim? Îți plăcea sau nu? Sau... Foarte mult! Adică îmi plăcea și piesa și îmi plăcea și sfârșitul ăla de 30 de secunde, știi că mai avea snippet la sfârșit, Missy îți făcea așa. Da, da. Era piesa mai comerț, mai accesibilă, mai nu știu ce și la un moment dat să tăia, era inclusiv un videoclip. Începea un beat care era la limita experimentului, mm -hmm. n-avea ce căuta pe TV, mai apărea și Tomilă când dansa la ea în videoclip. Da, 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 da. Așa, imediat a fost, a apărut Tomi a fost primul videoclip în care a apărut la alții după sextape. Ok, mamă, deci... Da 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 da, Aha, da, 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 da. Avea misiile marketing când le făcea. Mamă, ce tare era misiile. misiile, ce-mi plăcea. În rând place, dar zic că... E așa foarte gen tare, da. Când era muzica ei, gen la modă. Ai -a? ascultat e ăsta de patru piese scos acum un an sau doi? Nu am ascultat, o, o să ascult. Ăla cu Why I Still Love You și care mai neo -sola, așa, un pic Cred. mai R&B? O să ascult. Oh, oh. O să ascult. Eu sunt așa... Eu respect ești pop? Așa. Ca să revenim. Ești pop? În schimb, eu aș sta dacă aș face eu după capul meu, cum aș monetiza eu pe Antonia acum? Aș gândi un concept de ăsta. Nu spune ceva de OnlyFans, te rog. Nu, aia. Pula. Sau, -a Sau din se Nu, 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 nu. un picior din din... Nu, 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 nu. nu. Un cod, aș bate foarte lini. mult, dar cu răbdare și sistematic, ca un ciocan. Aș merge... 2 sau 3 ani de acum încolo, într-o singură direcție până țese. Muzică populară. Nici Vorbă. Muzică populară în sensul că da, o să placă la toată lumea. eu zic cântă muzică populară. Po ai populoro. Popular. Ai, 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 ai cântat muzică populară? Da. Oricum la tine muzică populară cred că e mai apropiat Willie Nelson de Relu tămaș nu. de tine. Ai fie vorba între noi. Așa, Având deci în vedere trei, unde ai Trei ani. Trei ai ani. Sta. Aș face pop așezat pe un calapot dens n-aș scoate nicio piesă slow în ăștia trei ani, aș merge exclusiv pe zona asta de dance okay. și ar fi o muzică foarte referențială la dance din 90, dar nu euro ul ăla de căcat, care ne-a terorizat în anii 90. În anii 90, muzica dance avea niște rădăcini foarte puternice în underground și dacă voi, spre exemplu, să vezi cum sună muzica dance în 1997, Trebuia să asculți muzică electronică din 1995. Ok. Și cam asta s-a întâmplat. Că Madonna asta a făcut. Da. Ea da, a fost atât de smart. Da, bine, se pare foarte smart să, să te duci după... Uite, eu n-am nicio părere. Spre exemplu, eu respect toate genurile. Toate. Dar nu că vreau să fiu eu gen pis și așa, dar chiar n-am... Nu mă... Uh, cum să zic? Nu, nu mă aprins sau să mă... Vreau am să zic o, o prostie. N-am păreri din asta super puternice cine se duce după val, cine nu, cine rămâne underground, cine dacă ți se potrivește să cânți, nu ai piese nente, foarte frumos, îmi place foarte mult cum cânți. Dacă decizi că se poartă electronic și tu faci electronic, bine, și anul viitor faci dancehall foarte bine, dacă ți se potrivește și știi. Adică e de apreciat. Unii rămân așa în în, în cum să zic, în, în genra lor, toată viața lor și de, de apreciat, și unii se duc după ce se poartă. Uh, Ți-a plăcut Lady Gaga? Mi-a plăcut Lady Gaga, da. Am văzut și trebuie să-ți trimit un documentar de 45 de minute cu băiatul care a făcut hiturile alea mare ale ei. Wow! Care explică fix chestia asta. El era obsedat, e un englez, uh -huh. foarte purist, foarte engliș, nu toat, cum zic englezii, dar un englez ăsta foarte purist, cu conservator, cu academie, cu nu știu ce, cu școli de producție, cu asta. Dacă n-a început să înșire toate influențele, băi, începuse la un moment dat să facă breakdown pe poker face. Ok. Uh, s-a dus atât de departe cu referințe, Băi, erau niște chestii atât de obscure că mie nu-mi venea să cred că s-a ajuns de acolo la cel mai mare star mondial pop în momentul ăla, atunci când a fost Lady Gaga. Ah. de eu că e foarte interesant. Și el a zis o chestie foarte tare. Am luat conceptul și ne-am ținut de el și nu l-am lăsat până când nu ne-a ieșit. Fo foarte frumos. Asta trebuie să faci. Dacă faci trei ani constant o chestie, după un an, it just gets better. O să încerc. cam două laturi. Am, îmi place să cânt și de dragoste, evident, că sunt o firea sensibilă dar îmi place cel mai mult și cel mai mult să, fac piese care îți dă o stare bună. Adică nu trebuie să fie neapărat vreun mesaj sau ceva, să fie, să vrei să dansezi. Îmi place chestia asta, sexy, flirtos, știi, dar am înțeles. Pe energie. Practic ai definit swag foarte elegant, girl swag. Da? Da. Da, 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 cam așa. Pentru că tu ai place mult să cânt în direcția asta cu dragostea o rezolvăm imediat. Ai parte de dragoste acasă? Normal. Ce mai trebuie și muzică? Deci. Ok. Hai, vă gata, s-a da. rezolvat. Gata, nu mai Nu aș face pe o chestie, dar să nu fie foarte high energy. Adică să nu... Nu, știu ce zici. Pentru că, uite, inclusiv la Madonna, ea tot încearcă să... Să reinventeze. Să sau? se reinventeze și da. am auzit niște piese în care se străduiește prea mult. Da, 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 înțeleg. Și nu e ok. Trebuie efectiv să fii constantă într-o anumită direcție și la un moment dat o să ajungi la sweet spot care să fie și de dans și solful și așezat și pop. Când cânt eu piese de dragoste în română mi se pare puțin forțat, dar poate sunt eu prea dură cu mine. Poate că nu sunt sigură pe mine cu cum mă exprim în limba noastră Știi ce zic, da. știu că au trecut foarte mulți ani dar ce vrei, face parte din mine dacă am crescut acolo, știi da, yeah, că ăsta e reflexul verbal. Dar al meu. Apropo de chestiile care s-au scris despre tine și te deranjează, că voiam să ajung și aici. Here și, we go. Here we go. Și bine că s-a... Bine că ai ridicat tu chestia asta. La un moment dat, după ce ne-am cunoscut noi, m-a întrebat ce Am văzut că ne-am pus noi niște poze pe Facebook, uh -huh. pe Instagram, dar acum multă vreme. Și bă, cum e fata aia? Că nu, mi se pare că e... Și o să fiu foarte elegant când zic asta. e proastă sau ce? Okay. Nu e cel mai scuți creon din penar Zic, bă, mâncați-aș sufletul tău După ce am stat de vorbă Și te-am descusut un pic zic, În primul rând Asta e problema pe care are și ghetul OG Izbul acum uh, În primul rând, fata asta n-a trăit în țară Și e foarte greu Să vorbească în limba română Pe care nu stăpânește Pentru că vrem, nu vremea când s-a dezvoltat ca om A fost expusă constant limbii engleze De unde și romgleză aia pe care o are care poate să fie enervantă sau nu. Asta depinde. depinde. Da. da, depinde. Da. Așa. Și doi, eu din momentele în care am vorbit cu ea, mi-am dat seama că ea gândește în engleză și traduce în română. Păi da, e Pentru eu, că ăla e primul e, e reflex. E știi, pentru că eu am foarte multe da. de spus, am părere, am din alea, doar că nu-mi ies cum vreau eu, știi, mă frustrez și mai degrabă tac nu mai zic nimic, știi? E da, sau te enervezi, stran. că te-am văzut da. Te super te enervezi da, foarte da, tare. Da, mă enervant, no, mă enervant, mă enervez. E super enervant și... Iar pasajele alea depinde de prin interviu. Depinde și interviuri... de caracter, mă că te Depinde de. și de caracter, că poate sunt mai, în început, mai șai, știi? Și de-aia poate Parcă Pe mine mă enervează un lucru la mine în care, de fapt, mă oftică. Uh, evit televiziunea, pentru că am problema asta și după toți anii ăștia. Că dar ai lucrat în TV Am lucrat, dar aș fi putut să fiu mai mult um, Pentru că am treaba asta Trauma, nu știu că e prea dramatic Dar știi ce vreau să spun Știi și a rămas aici A rămas aici și zic Mai bine sunt în mai safe zone Vorbesc dacă vreau pe Instagram Pe story-uri, acolo doar în fund Dacă scrie cineva ceva urât sau nu când că acolo mă simt cel mai bine, fac glume, știi, și mă oftic pentru că când trebuie să dau interviuri sau să apar undeva și la podcasturile astea, am avut emoții, te, te, te întreabă pe Alexandru, zic, mă duc la gojire, zic, bă, să nu zic o prostie sau să... Cu toate că tu ești super lejer și mă cunoști și mă ajută cel mai mult, știi? Adică nu e ceva foarte uptight. Dar mă oftic pentru că nu vede lumea, știi, partea asta umană și relaxată. Vreau să fiu relaxată, că așa sunt eu, știi? Dar când văd luminile și camerele sunt gen băi Sii? eu am mai văzut și te-am mai văzut și în context eu cred că ești destul de relaxat acum adică dar aș e. putea să fiu și mai știi? să Aia am mult încredere în mine I saw the super funny side of you ai și de multe ori adică râdeam cu lacrimi om. băi, ai e foarte ciudat, deci Antonia păcate de frumoasă spune prostii special <laughs> Ca să mă foarte aducă, mari și ce? le zice și foarte serios Dar da. le zice special, le livrează foarte serios Că asta e Mi-e foarte greu să vă explic Pentru că erau și niște contexte de-astea mai personale Și nu prea vreau să dau din casă Fie vorba între noi Băi, dar la un moment dat Efectiv, eram cu tine și cu Matias Când a fost asta? Că nu asta nimic. primăvară Ok, da Februarie nu, încă era la, la vechi. Ah, okay, Înainte okay. să vă mutați. A, okay. Ah, ok. ok, ok, Începusem proiectul ăla cu Alex, da, de da, tot ne da, chinuiam da, da. noi să da. nu știu ce să facem, da. să apropo, să trebuia să-l continui. Că am scris liniile de, de Eu l-am mai întrebat ce ce -ați mai făcut? ce am mai făcut? Am făcut că n-am venit eu cu linie vocală. Okay. Deși era treaba lui. Ah. A trebuit și, și acum a venit Paul, planetei, ce a scris piesele cu linie vocală, mi-a trimis ghiduri și nu. Știu, și acum trebuie să vin să le tragem și... Ok nu, îi dăm, îi dăm drum, îi dăm. Imediat după sărbăturile de iarnă, revenim cu Facing the Sun, ca așa se numea. Draftul se numește Facing the Sun. Și... Ups, să-ți dea Dumnezeu sănătate, babă, Sper că nu ai dat sticlaia cu țuică, dar am o de la țândrie. da. Bine! Da, avem niște țuică. De... N-ar fi bine. N-ar adică fi bine, bine. dar n-ar fi bine. Nu, 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 nu. nu, nu. Nu vreau să de ajung ce acolo. Ce vorbim așa pe aici. Uh, și ești relaxată, mă. Ești foarte relaxată. Adică eu am căzut de pe scaun, eu râd foarte greu la chestia așa, că am văzut multe prostii în viață. am ce am făcut, nu știu ce ziceam, ziceam glume sau ce făceam. Da, Deci ah, okay. deci venise, efectiv venise pe panaram. Okay. Nu eram cu chef de muncă, tu erai ah. pe distras complet ce muncă faceți? Muncă, și așa nu se voia să nimic. Deci n-ai luat direct. Ce dracu iar v-ați adunat să faceți glume cu bășini și să băiețiți, oricum nu o să vă iasă nimic. Stați liniștiți că nu vă să nimic. Și a început rantul. Deci vreo două, trei ore și la un moment dat devenise roast atât de ne Efectiv, ne luase la rând. Cine intra pe ușă nu scăpa nimeni. Stăte pe scaunul ăla, stăte pe un fotoliu. Cine intra, intra direct în roast. Adică nu. Știi că e vorba aia românească, nici bonjour, nici fupte în cur. Deci intra direct în rost. N-a scăpat Și da, Antonia e foarte fan și foarte relaxată. Asta pot să... Mulțumesc. Da, pot să confirm. Pe de altă parte e și foarte emoțional așa, nu știu, adică după atâta vreme încă nu știi să manageriezi tracul ăsta. Da. Probabil că nici nu am nu am avut timp să... Deci am am tot spus că o să-mi iau lecții sau nu știu, să învăț dicție de oratorie. română din asta, da, ca să scap de chestia asta, să am încredere în când vreau să mă exprim să zic să vorbesc așa, gen super cursiv mă mai împiede și din alea Bine, acum discuți cu un băiat care nu e cea mai coerentă persoană din lume, adică nu vezi că și eu sunt ca o pisică, dacă mi-apare firul unei idei A imediat renunț la ideea pe care o am și mă duc după aia, adică Da. asta pot să înțeleg tot din zona asta un picuț mai neplăcută la un moment dat era și tută față când încercam să-l convin pe Alex că nu mi se pare ok ca un artist de statura lui să răspundă la niște disuri și mă refer punctual la, la disurile pe care le-a tot făcut cu Abii deși partea aia cu a zis Velea că mă bate în care se mai mulțărește Alex. când se mai mulțărește este mai mulțărea la Supremă. Deci eu am văzut partea aia de videoclip, eram și cu Baboiaș. Ținte că am arătat și lui. Îl aveam intern la gherila pe Baboiaș atunci. Și am arătat, tu ai văzut, mă, ce a scos Alex. Și prima parte a ha, ha, ha. Bă, și partea ultima, minutul ăla, băi am râs cu lacrimi. Pe de altă parte stăteam și mă gândeam, de ce trebuie să răspundă Alex băiatul ăla? Păi și l-ai întrebat? Păi l-am întrebat. Sigur ți-a dat un răspuns. Băi, mi-a dat un răspuns, dar vreau să văd și partea ta, pentru că la un moment dat, în disurile pe care le-a dat băiatul, a intrat într-o zonă personală și asta mi s-a părut mizerabil. De ce a intrat într-o zonă personală legată de tine? Dacă problema ta e cu... Băi, la disuri și la battle de astea de hip-hop, altă regulă nescrisă este că nu, nu zici de măta... mama, my girlfriend, my family, the... Exact, the exact, exact. Nu okay. suntem... Asta las disuri adevărate, adevărate, despre ce vorbim. Da. Nu, nu suntem... Ce... iznată It's eu mama contest, că zic știu așa. Eu, știu, știu. Eu. Da, eu nu înțeleg, adică eu îți dai seama... Adică când ai văzut că băiatul a dat disul și vrând să dea Alex a zis, ia stai bă, că păsta nu prea că are pielea și tăbăci de viață. Ia să-i dau un lucrurile pe care le iubește el mm. cel mai mult. Că mi s-a părut foarte low blow aia. Eu l-am susținut. Adică omul, crede-mă, tace la multe chestii. Multe. Are răbdare, are răb... foarte multă răbdare. Eu la am cât de pasional. Răbdare de la el, dar ultimii ani îți dai seama că mai clachezi ce ți spunea mai devreme. Se adună. ce profund diferit la Antonia de acum față de Antonia aia de cu 12 ani când am cunoscut-o? Adică cât stăteam și ne gândeam când ne-am cunoscut? încă nu erai cu Alex atunci. Și n am cunoscut atunci <coughs> și mi-ai zis, o, eram copil, eram în cu tot o altă parte. Care e chestia care s-a schimbat fundamental la tine de atunci până acum? Păi, bine. Lasă copiii și asta. Nu, 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 eram să zic că nu mai am încredere în lume. Dar mai greșesc și acum la vârsta mea cu lumea. O super naivă. Adică mă deschid foarte mult, știi? Și aștept să primesc aceeași chestie înapoi. Odată cu vârsta de vișmizantrop, adică nu ți-e frică de asta să ai o, pro, o ură de asta profundă față de umanitate by default, așa? Adică să pornești de la premiza asta, ha, 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 stai un pic. Nu te las să intri în arealul meu personal pentru că spățită. A, ba da, ba da, am început să fac asta. E e, Nu-ți nu se pare periculoasă chestia asta un pic pentru sănătatea ta interioară? Mi se pare că nu suntem puși pe planetă să fim singuratici, să fim așa, gen, în lumea noastră, adică eu consider că e foarte frumos să-ți faci prietenii, să iubești, să știu că par așa super, gen, flower power, dar chiar mă hrănesc după chestii pozitive. Și să ajungi să fii așa sălbatic și lasă, eu sunt pentru mine și nu avem nevoie de absolut nimeni. Și mie nu-mi place mentalitatea asta, dar știi, adică nu, ar trebui să socializăm, să ieșim, să fim ok unul cu unii cu alții. Dacă asta mă întrebai, dacă e sănătos în sensul ăsta? Sau... da, mă, asta mă, mă tot da, gândesc. Nu că... să fiu sălbatică, dar m-a forțat situația, viața. Și așa încă mai încerc prietenii și uneori nu mi ies, dar nu că mi s-a întâmplat ceva rău, dar simt că da, am mai scris asta pe, pe conturile mele, adică pe Instagram, că simt de mai multe ori că depun mai mult eu efort într-un într friendship, știi? Și E puțin așa dezamăgitor, nu că aștept să mi să primești ceva înapoi, pur și simplu că ești interesat de mine, știi? vrei să ne vedem, să stăm împreună, ești foarte, like, Dar tu ai, mai ești, mai, mai, ai timp personal? Mai am timp, pot să-mi fac. Oricine poate să-și facă timp, dacă vrea. Zic asta în contextul în care, repet, a venit cu trei cuiere după ea, <laughs> că m-are filmare și după păi aia pe trece. Ai așa. Da, ok, ok. În fiecare zi sunt non-stop. Um, da, Te-am cunoscut. Zi. Îl știam și pe Alex foarte bine, păi îl știu de dinainte să știu pe tine. Și la un moment dat, out of nowhere, așa, vă văd împreună. Și eram... What in the random is going on? Bă, nu! Nu, 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 nu! Eram... Săteam cu tetelul, eram. Ne plimbam cu mașina. Cu colegul de aici, de la Happy Fish, eram. Bă, știi, știi ceva? Are sens, bă. Bă, de fapt, acum că stau să o pun cap la cap, mie mi se pare că are sens perfect. Chestia asta. Care a fost... Știu că e foarte infantilă întrebarea asta. Dar care a fost momentul ăla în care a avut declicul absolut în ceea ce îl privește pe Alex? Adică ai zis... M -m -m -m, acesta este bărbatul care mă interesează. Wow! Sau a fost build-up de ăsta așa progresiv? a fost ceva build-up dar și din prima o combinație, înțelegi? Adică ne-am dus Dumnezeu înainte mi-a plăcut foarte mult cum mă simt, cum mă face să mă simt în prezența lui am apreciat foarte mult că este uh, educat și avea maniere și nu adică nu era, știu că sună foarte ciudat pentru că proiecția lui e cu totul bad boy-e din aia, știi? Dar de fapt am simțit super respectată, știi? și era foarte into me și eu la fel, evident. Și ne-am... Cred că e combinația perfectă între noi, că de -aia și suntem împreună aproape de 10 ani se fac anul viitor. Suntem și foarte atrași unii de alții fizic, dar și avem multe în comun. Cum, el iubește cum îmi place mie să iubesc, știi? Am învățat și multe din relațiile de dinainte, fiecare cu partenerul, fostul partener, știi? Am zis, știi, unde să lucrăm unde am greșit, unde nu și am aplicat în relațiile noastre. În Voi relația noastră. Voi nu sunteți. mai greșesc. Da, da, da Nu, eu fac, fac abstracție, eu înțeleg ce, ce spui. <laughs> N-am -am nicio problemă. Voi nu sunteți cu acte încă, adică nu s-a Nu, da. doar m-a cerut, încă nu. Urmează să Da. Mamă, cât s-o dau la ăștia la dar mâncați și baboia și. nu. Trei salarii no. să duc de pe a zic. Toate să vezi simți bine. O, o să fie la voi. <laughs> Dar toată nu zice rău. asta. Mamă, să vezi că o să fie tacămul. Tu știi că există un site care îți calculează cât trebuie să dai la nuntă? Da, you know, eu nu. Eu știu de ce nu pun punct pe treburi de genul ăsta? Pentru că sunt situații în care nu stai bine cu banii, adică nu și-ar trebui să empatizezi, nu și permite toată lumea să-ți dea o grămadă de bani. Până la urmă e important, știu că așa se face, dar important este să fii acolo cu noi în, în ziua noastră Recent. importantă. Recent, ca ai de probleme Și cu eu bani. simt presiunea asta când mă duc la nunta al cuiva, spre exemplu. Ai, care e ultima nuntă la care ai fost? Am fost la o nuntă recentă, care vorbesc despre ea, dar... Da, despre... trei luni, patru luni? Da. Cât a am fost acum? Cât ai dat acum? Cât ați dat acum? Nu știu, mai. Cum n-ai dat plic acolo? Cât ai pus la plic? Hai nu, mă, ce n Nu, n-am dat plic, am făcut cadou de casă. N-am făcut cu meniu. Era o, o, o nuntă restrânsă. Nu întreb ce ai făcut cadou. De bani puteam să întreb. Dar așa ce Acum să-mi spui. Ce cadou Dar pot să-ți spun. Ia așa, mă, mai am uh, Am făcut un set din asta de, de cafea cu ce și așa de la Hermes. Înțelegi. Care să o valorează. Da, ok. Da, hai să nu uităm. trei salari. Patru. Acum că a zis exact, dacă stau bine să mă gândesc la cât de prost te plătesc, cinci. Deci este ca să o lămurim. Deci cinci salarii după acum îți spun. Facem necel la domnul Nuțu Manu. să ne ajute un pic că tot am vorbit de carte. Ce ai mă? Și rezolvăm. Nu, îți dai seama că nu. Datul recent de când a intrat în atenția publică la modul cel mai real. Hai că trag de întrebare ca să pară că oh. trebuie să fie camera pe mine. S-a rezolvat, gata. Uh. <coughs> Spatele. Nu glumesc. De când ai intrat în ochiul public la noi, ai avut probleme cu banii? Adică să te gândești, Să ai banii calculați de pați pe mâine. A Dacă am mai avut... Am mai avut perioade moarte, cum s-ar fi spus, nu? Păi în pandemia păi nu am acum... gen cu zero bani. Din cauza că ai educația financiară pe care ai primit-o de când erai mic. Vezi? Și din cauza că mi-am găsit și un bărbat care produce bani și... <laughs> <laughs> Îți dau o vorbă de la țândărei. Fata mea te-ai orientat. <laughs> no, I'm not that type. Sunt super independent oricum. Uh, românii sunt popor rasist. Da. Am ridicat-o foarte sus ca să zic exact unde vreau să ajung. Suntem rasiști, așa e? Unde vrei să ajungi? La trapanele sau unde vrei să Nu, ajungi? aia, la trapanele. Mie când mi-a arătat Alex, dar am mi-a arătat Alex trapanele prima dată și ideea asta cu trapanele și numele ăsta, am zis, bă, not my cup of tea, dar să moră dacă n-a găsit băiatul ăsta o jmecherie eu înțeleg oamenii care, apropo de asta, n-am mai căpăfti, uh, care sunt super revoltați pe ceva, care nu le place gen... Uh, uh, nu știu, avem, avem darul ăsta de... de exprimăm cu foarte mare ură. Știi că nici mie nu... -mi, poate nu-mi place totul sau toate pasional. stilurile sau toate... Dar nu fac gen au, doam sau să știi să jignesc. Știi că nu-mi place și gata. Adică asta n-am înțeles și eu și oricum. O să stau să ascult cap coadă și să trag o concluzie că nu mi-a plăcut, dar nu să fiu revoltată, să zic, vai de capul meu, să... Uitându-mă la comentariile legate de trapanele, mi-am dat seama, exact ca și în cazul cărții ăsta a lui Codin, Maticiu da, da, asta da. cu asta cu Nuțu Cămătar. Nu da. avem aici. Și noi avem acasă. Ufiară. Alexandru nu a citit-o, n-am... Hey. I-am disperat pe toți. Te pupăm, Codin am făcut și review la carte și ne-au zis toți că endorsăm infractori și mai știu eu ce. Uh, Cine nu vrea să citească, nu citește. Cine vrea să asculte, nu ascultă și gata. Exact despre asta e vorba. a big deal. Deloc. Problema cu trapanele lui Alex e că i-au și ieșit. Și a venit de niciunde. Într-un moment așa. în care media convențională, radio și TV-ul, l-au uitat de zici că nici n-a existat. Bus, mi-a arătat niște piese, inclusiv un videoclip cu voi doi pe plajă la un moment dat, făcut al negru. Irea mea, da. Cu o piesă foarte bună. Și în zona asta de R&B, de ăsta mai mățuit un picuț, la care Alex e maestru, când da, face da, da, zona da, da. aia, ele, ăla e punctul lui foarte. Da. Deci Alex are două talente foarte mari, diametral opuse rb ăla și chestiile alea care au legătură cu soul ăla american, că a ascultat el și foarte mult. alea. Exact. Adică exact. E de, cum ai zis tu, cu americane. No, o soul un picuț da. așa, postar în ul ăla și cealaltă specialitate a lui diametral opusă este manea. Balans, nu știu o, ce. Mi se pare că dă foarte bine și pe freestyle-uri și pe tot. Vezi că e foarte tare, adică eu îl știu pe LMC. E bine, rău. Noi ne distram foarte tare când cânta Sugar Hill Gang. Dar flow-urile pe care le are, nu neapărat care au legătură cu acum. Și de dinainte, poate să e, un, și un rapper bun. Dar rapper e un rapper foarte meu, bun. Dar chiar are niște flow-uri metrice, cum mai să le spun. Da, așa e, da. Uh, și am văzut piesa aia și am zis, păi, și ce faceți cu asta? Bă, nu știu, bă, că nu vrea să ne bage părerea. Care e iubirea mea? Da. Păi a băgat-o, cred că era ultima piesă care el a fost dat cu, cu, ea la radio. Da, a fost... Care a fost tot așa, printr-o... Da, a fost feature. un struggle de ăsta foarte mare, adică a da, fost... Băi, era chinuit, da, adică a da. intrat chinuit așa, era... Când terminase el încă nu lansase piesa și vă în clipul, zic că asta intră sigur pe radio, nu are cum să nu-i da, da, bună, da, da, da. adică bifează tot ce trebuie bifat. Făcusem și Sahara, dacă știi. Așa, da. Ceea da. Ce aia mi se părea drăguță, știi? Nici aia n-a Nu, aia dacă asta cu iubirea mea asta a mai intrat, aia Sahara n-a intrat deloc. Era, dar era inofensivă, înțelegi? Adică nu era ceva greu de digerat sau... Și mi se părea așa light, știi? Și acum te întreb. Te-ai combinat cu Alex. Și asta e o chestie pe care am discutat-o și cu el când a venit. Te-ai combinat cu Alex. Alex mi-a zis că el efectiv a simțit că industria cumva v-a taxat. Da. Și, așa, și eu am simțit aceeași chestie. Va a compostat efectiv. Da, iarăși, repet, se adună niște chestii în și noi, niște frustrări, niște sentimente neplăcute după toți anii ăștia, pentru că ni se pare nedrept. Și apropo de întrebarea cu rasismul, Alex e foarte asumat. Legat de apartenența etnică, nu are nicio problemă. Eu, nici măcar. Da. Absolut deloc. Adică el a declarat sus și tare în repetate rânduri sunt și țigan și român în aceeași măsură, sunt orice. Tu n-ai simțit presiunea asta socială sau nu ți-a pus în vedere după ce te-ai combinat cu Alex? Bă, da, vezi că... A, că ba da, mi-a mai comentat lumea când. Că... Citez acum... Țiganul și... ăsta exact, ce exact. Seama? tipic românesc. Și ai simțit presiunea asta, ai... Ți s-a no. părut că e o problemă? Ai simțit-o no. vreodată? Nu, posibil și din cauza că copilăria mea unde am crescut și așa am fost grămadă de rase în jurul meu. De la negri, la mexican, la chinezi, Hispanici, la totul. acum am văzut că sunt majoritari în state, mă. Au devenit în majoritare hispanici. Da, da, hispanice, da acolo oricum. Totul era unde te duceai, la magazin, la bancă, pe, te uitai pe mâncare din supermarket, totul era oricum tradus. Era jumătate engleză și pe aia traducea și în spaniolă, știi? cu toate că se plângeau că nu vreau să învețe engleză mexicanii care veneau, dar nici ei nu curajau dacă traduceau totul, da? Apropo de rasă, nu, n-am avut problema asta. Doar mă mir foarte mult de cât de răi sunt, atâta tot, gen mă scârbește în modul în care se exprimă lumea, știi? Sunt foarte, foarte rasiști. Da, mă, e o malițiozitate de asta. Foarte. O să trebuiască să stau la un moment dat și o să vreau să fac un episod în podcast ăsta în aproximativ discuții cu Gelu Duminică, care e un hiperintelectual care a studiat sociologia pe afară, el fiind de etnie romă, și care explică foarte clar care e tot subtextul ăsta. Mi-a explicat într-o seară, am stat cu el vreo oră jumate, și mi-a explicat exact care e tot subtextul ăsta a răutății viscerale pe care l au românii în față da. de... Gen de unde vine sau ce? Da, 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 da. Interesant. Vine, Aș vrea vine. Să și, eu. și, în principiu vine dintr-o... O, o sună foarte urât zic acum. Zi. Vine, e o ură viscerală din partea unui neam de argați, care tot timpul în fața străinilor s-au purtat căciula în mână. Pentru că simțeau că trebuie să fie supuși. Și tensiunea asta pe care ei o au, Trebuie să o ia, să o ducă mai departe. Și să o proiecteze asupra altor etnii. Da. Adică suntem cu căciula la mână De în fața unora te... pe care vedem mai puternici decât Frustrări. noi. Exact. Și noi, la rândul nostru, trebuie să fim zbiri pentru alții. Să Și trebuie să îi biciuim domn... constant. Cumva. Exact. Pentru că dacă păstrăm toată încărcătura asta pe care ți o aduce o obediență asta, care nu are niciun sens, Absolut, să înjosești în pe cineva ca să te simți tu bine. Exact, dar despre asta e vorba. Adică e super lem. E super lem. E cea mai joasă formă de raportare umană. Nu ai caracter. Gen puternic, n-ai nimic. Ești... Da, deci am trecut prin treaba asta, dar pe mine nu m-a afectat. Doar că îmi pare rău că lumea vorbește foarte urât și, repet, mă scârbește în modul în care se exprimă unii, cât de creativ sunt în cuvinte, în cu care scriu, îmi scriu uneori gen cărnați de mesaje. Tu stai doar pe social media? O chestie, da. Adică da. stai, treci pe prin n-am mai stat de foarte mult timp, adică nu intru acolo pentru că am văzut că este, nu știu, cel puțin pentru mine, un loc de hate imens. Imens. Nu, nu mă mai, că mă încarc rău și oricum am trecut prin, printr-o perioadă cu un soi de depresie din cauza Social media. Serios, a avut perioada da. de depresie? Da, da. Legată de lucruri vară. care s-au spus despre tine sau despre Alex? A, post. Pus... Da, am înțeles. Ce? Nu, nu cu, nu cu situația aia. S-a nimerit în perioada aia, zic. Nu Mam. din cauza asta. Aia a fost picătura care a umplut pahar. Înțelegi? Asta e. Da, asta e foarte nasol. E nasol, pentru că e foarte ușor să spui, bă, nu, pune la suflet. Îl vezi care are 12 ani, e un copil, ce spune. La... Păi, mie mă interesează câți ani are. Adică, faptul că ai putut să scrii așa ceva este o atrocitate pentru mine. Ce Ar trebui să te interesezi unii? și câți ani are. Din contra, dacă ești mic și te duce capul să scrii așa de urât, e groasă cu tine când ești adult. Adică. <laughs> Pe bune? Uh -huh. Păi eu nu aveam tu pe ăsta când eram mic și nu că fetiță. Mă refer, nu știu, nu aveam curaj să înjur pe cineva sau nici nu trecea prin minte, dar ei ce scriu, că nu e doar gen, ah, oh, fac eu, Antonia, <laughs> în detalii, chestii răutăcioase, nu știu să dau exemplu acum, știi? chestii Chestia să-ți moară copiii din aia. Adică, astea sunt. Păi, da, pe bune, zi tu. Dacă C ești în stare să spui asta acum, Înseamnă, nu știu, că n-ai scrupul când te faci mare, ești rău. Nu crezi în conversia asta în... Ce, să te schimbi? Da. A, ba da, cred și te schimbi, de asta cu muritul greu de trecut peste, nu știu dacă poți să spui așa ceva, dacă te duce capul, spune orice altceva, de asta cu muritul și ai ales copii. În plan artistic, tu ai acum un plan, o strategie personală sau ești go with the flow? Nu, acum sunt într-o perioadă unde sunt go-to-flow, adică go-to-flow, dar am și idei, dar strategii nu am. Îmi doresc foarte mult să fac, de exemplu, un album că n-am mai scos de mult album, dar tot așa pe o singură direcție, știi? Asta vreau să zic, Constanță. Mm. Ai fi dispusă să încerci să bați, cum am zis, fierul trei ani de zile într-o singură direcție fiind perfect conștientă că te înham la ceva foarte greu, dacă dacă ți iese, îți iese AE? Nu știu. Sau a intrat în state of mind ăsta al artistului care trebuie doar să nimerească un banger? A, nu, nu. Sunt un... Deci, sunt de... Între girl. O combinație între cele două. Pentru că eu, uite, am mai scos piese care au fost nișate după mine. Și am mai scos și cele comerciale. Adică le dau așa, știi? Un așa, un așa, un știi? În concert, care simți că au un uh, impact mai mare? Că teoretic astea nișate pe care le scoți. Din ce am observat eu, mai ales la artiști ăștia da. Comercial ultra mainstream, alea care sunt mai nișate, uh, în live-uri au răspuns, rup. da, rup, rup, rup tot. Mm -hmm. Rup tot, ai simțit asta? Da, am simțit, dar nu neapărat că erau nișate, ci nu au fost populare sau băgate la radio. Și au avut super succes la, la concerte. Pe tine cum de nu te-a sedus? Deși am am, 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 ascultat eu așa niște piese în care ai cochetat inclusiv cu zona asta de trapanele. Care, au, au fost vreo două. două. au fost vreo două piese pe care le-am văzut tot așa mi le, uh, Tu mi le-ai arătat și încă nu le lansați. Uh, Taifun. Așa. Am făcut, care era, da, nu era tura panele, dar era cu influențe din astea. Exact. Și tu... ce, dacă, mă, dacă mă tentează să fac așa, genul Asta ăsta? zic pe tine, cum? Am văzut că acum, am văzut că eu practică la artiști de ăștia mainstream, tot așa, să se ducă all-in înspre zona asta de colaborare. Adică ți se pare tabu colaborarea asta, tipul ăsta de colaborare cu artiști de manele sau mai știu. Uite, nu, îți dau un exemplu foarte clar. Mm, okay. Loredana a Fericire, Feri, 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 Fericire. Ok. Aia, în care când care a încep... fost gen hit. Adică știu că lumea ascultă super mult. A o fost știu oricine. Da, 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 da. Cei care consumă na, genul ăsta de muzică, care ascultă. A, a fost foarte bine marketată și toată lumea știa, chiar dacă nu te interesa, ei de piesa aia. Uh -huh. Pentru că a fost făcută într-un anume fel. Problema nu e cât s-au ascultat-o odată. Problema este de replay și dacă e genul de piesă care rezistă probei timpului. Nu știu să mă dau cu părerea cu asta, cu timpul, dacă merit, dacă nu. Eu sunt de acord că dacă e o piesă tare, de ce nu s-o faci, știi? Dacă îmi place piesa și mi se pare că e tare, o fac. De ce mi-ar acum a... Înainte să spargem jazzul, eu aș mai sta cu Antonia și sunt foarte sigur că. Oh, exact, da, 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 să se da, că mai avem măcar 10 minute. Mai avem 10 minute. Bă, tu ai o poveste de asta de viață, care dacă ei și o spui cap -coada așa, bă, e incredibil. Adică, crescută în state, ai avut mariajul pe care l-ai avut. A ieșit din el. Numai tu știi cum a ieșit, că a fost un șir lung de proces. Nu vreau să intru în căpun sare pe nu vreau să intru în discuții și în asta. Până la 32 de ani am și am și divorțat, am și trei copii. Am, e? Tu ai 32 acum? Da. Bă, uitați-vă că ești mult mai mică. Fac 33 în aprilie. Dacă se pune, da. Mai puțin. Ah, vezi că e vârsta aia divină. Aia? 33. Fix 33? Da. Mie dacă mi-ar plăcea, gen, să rămân la o vârstă, cred că mi-ar plăcea să zic. Să rămân la 27. Dar nu că s-a întâmplat ceva deosebit. Dar știi că e clubul lui 27. A, da, nu. Amy nu. Winehouse, Kurt Cobain. Oh, nu. No. Oh, yes. Okay. 27. Ai vârsta. În fine. <coughs> uh, mi se pare că nu ești nici prea tânăr și nici n-ai făcut. Nici n-ai făcut încă 30. Știi, adică ești între 27. Cu ce artist de la Nenățării și colaborare? Cu ce artist de la noi? Da, nu ți-a ieșit, ți ieșit, efectiv. În sensul care, ce? Gen, să fac o piesă și să nu o scot? Sau că da. mi-aș dori să fac o piesă cu cineva? Și asta, și asta. Nu Prima. am făcut niciodată vreo piesă cu cineva și nu a ieșit. Ai scos toate piesele pe care le-ai făcut? A, nu, dar n-am avut colaborare cu cineva. Și nu am scos -o. Au fost ale mele. Eu eram singură pe ele, dar. Cu cine ai vrea să faci și nu s-a întâmplat? Cu Delia. Mai mă, mă rog, da, sunt nu. nu, e, nu, nu, pă, Ea e pe munți, la emisiuni, eu sunt cu copii, cu treburile mele, niciodată nu ne nimerim. Să mergem o dată, că își dorește ea să scrie piesa asta, că am, am, tot vorbit, cred că de 2 ani deja vorbim de treaba asta. Stilul abordat. <laughs> și Gen a zis că vrea ea să o scrie și am zis, perfect, nicio problemă, dar hai să o facem am doresc să fac. Am zis că-s două idei în capul meu. Ori să cântăm ceva gen de dragoste. Așa. Mi-a plăcut, nu, mi-a plăcut mai, mai fă o dată gest. De de dragoste. <laughs> Sau să fie ceva fun. Funny, cu energie, știi? Că noi ne și strâmbăm, ne simțim bine, știi? Nu like diva asta. În procesul creativ, mai ales în state și dacă e să luăm modelele astea occidentale așa, e foarte important drug culture ăsta, care e luat, îmbrățișat, nu se ferește nimeni, nici nu bat foarte mult, mă rog, în afară de băieții din hip-hop, nici nu bat foarte mult monedă. Păi da, important toată cultura asta aferentă drogului, e importantă în procesul creativ sau nu? Pentru mine nu. Adică nu te-a sedus nici partea aia. te nu o grămadă de nume care, adică, adică, n-au nevoie nici de alcool, nici de nimic. Sunt acolo, sunt ca niște roboți. Eu... Ți, ți se pare că e important că face parte din Bă, nu joacă dau seama. un rol important? Vorbești cu un om gen, care n-a pus... să creezi fără să faci ceva? Vorbești cu un om care nu mai bea alcool de 20 și... Ok, înțeleg, ceva, da, o, săruna sunt abstinent, am mai zis asta, iar drogurile nu le-am încercat. Singurul drog care mă interesează și o să-l încerc până la vreo 60 de ani este lsd -ul. Mamă, ce frică mi-ar fi. Da, da, da. Cineva a zis, nu mai știu cine a zis, mă, legat de LSD, cred că unul din băieții de la Chemical Brothers, că e o problemă în cum se raportează oamenii la LSD, pentru că dacă ți-e frică și te gândești că a, ce frică mi-e este, să... Sigur o să-ți fie frică. Sigur să-ți fie frică din capul locului... Okay, that's me. Da, da. Îți împui pui trip ai văzut ala cu bath salts sau cu zombie? M-am uitat pe net. Da. Care gen fac spume la gură. Sunt... Se... Doamne, ferie. Da, nu știu că... Da, bine, stai că este celebru, nu știu dacă mai țineți minte, în cultura recentă, ce, celebru cracadil. Ce e asta? Eu te că știe baboiaș. Ce jumping leu? Ce deci e un drog rusesc de costa un euro doza, care la un moment dat de la Audi puteai să... Efectiv, ți-apăreau găuri în carne. Deci era... Nu știu ce dracu conține, cum conține, mm. spuneau ăștia că best trip ever, dar după aia fiziologic efectiv te mânca pe dinăuntru și pe din afară în același timp. Mișto! Cracadilul sună Cracadil. și bine fain de capul meu ce Ai -a avut concert în Rusia ca... vreodată? Da O ai văzut că e cu tot o altă lume acolo? Da, dar cum se distrează Bă, de deci este... bă, că era mai mică Adică când eram cu Morena și alea Da, 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 da. Bă, deci hmm. în Rusia? Care-i țara în care a avut cel mai mare succes în afară de România? În afară de România, mai fost tot astea mai uh, balcanice. Am, am avut în Kosovo. Ai nu. I nu. Know. I know. Da chiar am avut. O regiune sau. care nu am duce. Armenia, unde a fost. Mi-a mai plăcut încă un loc să puțin. puțin. Uh... Caută și... Da, mă. Unde a avut Antonia concert în afară? Zic ieri doar minte vrea să se prefacă că este o artistă din asta internațională. Mi-a plăcut foarte mult și în America. Acolo mama mă striga într-una Antonia... No, just joking. Uh, am avut în Canada, mi-a plăcut, dar tot cu români de-ai noștri. A fost o Eu experiență asta... tare. Eu pasta, concertele pentru diaspora eu nu le-au. Nu cap. le consider că da, să știu nu. și eu am da, vorbit nu, despre nu. asta. Nu, nu, nu. Dar acum am dat-o în alte, dar uh, nici eu nu le consider că sunt în afară, că tot cânți pentru românii tăi. Dar uh, asta despre care vorbeam eu, Kosovo și. Uh, uh, zi. I am zis, Kazakhstan. Nu știu. Ceva de genul ăsta, oricum. Oameni de ai lor. Ucraina? -am, am fost, dar nu, ca să cânt. Am filmat o reclamă acolo. Făc reclamă în Ucraina. La păr. La produse de păr sau la părul tău? La vopsea. <laughs> A, <laughs> la okay, părul da. Hey, this is, hey my hair. this is my hair. Vrei perucă din părul Antonii, Sună la 08 56 6 6. Iar părul Antonii poate fi pe tine sau chiar uh, scăldându-se în sângele dușmanilor tăi. Tu poți să faci exact ce vrei. Dacă vrei părul Antoniei, nu te înfige în el atunci când te întâlnești cu ea prin cluburi. Trebuie doar să sun la 089656565 și o bucată din părul Antoniei poate ajunge chiar la tine acasă. Stai. Au, mama m-a durut. Nu vezi că e micro. Nu atât de mult păr Cipat. al Antoniei. <laughs> <laughs> oh, Pui, cam, cam asta. asta. Da. La pipi. Hai aici, baie. Da, hai, am baie. Hai Când că te las la baie era. acum. Vă știu, la baie să fac pipi, mă, cum se poate. Smooth, nice. Aș mai sta. Plăcut. Aș mai, da, mai știu, gustat. mai facem unul. Da, am vrut să propun că e boring, gen. Ia, iarăși Antonia, hei. Nu, 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 nu. Și facem și alegem teme care nu s-au... Uh, vorbit absolut deloc și vreau la un moment dat să facem și un breakdown. De ce crezi tu că a prins atât de bine marabu și n-au prins altele? Luăm cea mai de succesă piesa wow, ta. Nici eu nu știu. Dacă face, facem asta, facem asta. Științific. abortăm în științific, domnul. Okay. Cu artistul de față. Cea mai populară piesa Antonii versus cea mai puțin populară. Cea mai slabă. Cea mai slabă, cea mai slabă piesa slabă. Antonii. Deși când vine. Uh, titulatura de slab nu are ce căuta în aceeași propoziție cu mine. Dar cea mai slabă piesă Antoni versus cea mai populară piesă Antoni și vedem exact de ce a prins aia Bine. și de ce n-a prins aia. Bine. Du-te, schimbă-te, du-te la petreceri și la filmări. Mulțumesc pentru invitație. Să Oricând. O, am fi avut foarte... De fapt, nici n-am început. Știi, nu? Ah, freaking hell. Mai vin. Vino. O, la câte aveam de discutat, Cred că trei episoade poate să acopere. Vorbesc foarte serios. Așa? <laughs> Trust de fat boy. Uh. <laughs> <laughs> oh! oh. am spus, a Fat cu pH, adică... Cool. Aha...